Păi vă salut, distinși consumatori de Daily Vlog-uri mariceni. În Daily Vlog-ul de astăzi vorbim despre tehnologie și mai exact despre boxe. Și o să am nevoie de ajutorul vostru să iau o decizie. Eu nu sunt cel mai fin ascultător, n-am cea mai fină oreche, însă mă consider un heavy ascultător, scuzați-mi rongleza. Mai exact, ascult multă muzică în fiecare zi. Și am zis că e timpul să îmi pun și eu pe birou niște boxe ca lumea. Și am ajuns în punctul în care trebuie să iau o decizie între două perechi de boxe. Unele costă 2500 de lei, iar celelalte costă 7000 de lei. Trag ochiul pe Avestor, la ei sunt indivizii care mi le-au dat să le testez, să văd, să mă hotărăsc care dintre ele va rămâne pe biroul marician. Acest clip nu-i sponsorizat de ei, pur și simplu au fost suficient de băiețași încât să mi le dea, iale mariciule, ascultă, distrează-te. Nu știu dacă ați văzut, eu am făcut și niște clipuri pe bază de AirPods Max versus diferite perechi de căști. Căștile, acele diferite perechi de căști le-am luat de la ei. Ei mi le dau, ascult, văd ce, cum și fac niște clipuri. Aceste clipuri nu sunt sponsorizate, repet, pur și simplu ei mi-au dat materialul. Fără ei, aceste materiale nu ar fi fost posibile, așa că mulțumesc frumos, băieți. Bun. Boxele sunt în felul următor. Aceste Audio Engine A5 Plus wireless. Chiar m-am uitat pe net foarte mult înainte să zic, bă, pe astea le vreau. Și revelația, cele care mi-au dat lumea peste cap, aceste chefuri, eu așa le zic, nu știu dacă pronunț bine, K-E-F se scrie numele brandului, LS50 wireless. Ideea e în felul următor. Astea se aud genial, umplu încăperea, mă refer la chefuri, evident, și arată și super șmecher, după cum o puteți observa. În schimb, Audio Engine A5 Plus costă 2500 de lei, iar astelalte costă 7000 de lei. Să vedem dacă diferența de bani se regăsește pe bune în calitatea sunetului. Eu zic că da, dar o să le supun la niște teste rapid, să văd cât de mult poate să capteze microfonul camerei diferența asta și pe lângă asta o să vorbesc câteva chestii despre conectivitate, că aici e o chestie foarte importantă care m-a interesat foarte mult pe mine. Propun să înceapă vlogul și voi la final vă rog să-mi spuneți ce părere aveți, ce ați luat voi dacă ați fi în locul meu. Bun, imediat o să ascultăm și o piesă, e piesa pe care o pune de obicei pe acest vlog, ca să nu-mi iau claim, dar mai întâi de toate să vorbim despre conectivitate. În primul și în primul rând, ele sunt niște boxe active, adică nu ai nevoie de amplificator, pur și simplu le-ai băgat în priză și le-ai conectat la laptop sau la PC sau la telefon. În cazul ăsta ambele pot fi conectate atât prin Bluetooth cât și prin cablu, ceea ce e super tare. Iar chefurile astea au o chestie super șmecheră, care nu funcționează, cel puțin în cazul meu. Ele se conectează de aici și ai mai multe opțiuni de conectare. Mai exact, poți să le conectezi direct la PC cum sunt acum conectate, poți să le conectezi la wireless, adică poți să le conectezi la hotspotul de internet, ceea ce e super tare, dacă ar merge. Imediat vorbim despre asta. Iar teoretic, tu când dai play la o piesă, ele funcționează ca un Chromecast și ele singure playează piesa, scuzați-mi engleza din nou, adică funcționează ca un Chromecast sau ar funcționa dacă ar merge să le conectezi la Wi-Fi. Ai evident Bluetooth, super fin, ai modul auxiliar pe care nu l-am testat încă și poate îmi scrieți voi în comentarii cum ar funcționa chestia asta, pentru că deja am vorbit despre PC, îl conectezi prin cablu, auxiliar nu știu cum îl conectezi, poate îmi scrieți voi, și mai ai modul prin fibră optică, foarte șmecher. Eu folosesc la modul PC, mi se pare că din punct de vedere conectivitate funcționează foarte bine. La modul, când am pornit laptopul, am apăsat aici butonul ăsta. Acum sunt oprite. Am apăsat butonul și chestia asta e super tare, că ele se conectează automat. Pam, e cu touch situația. Bun. Și în momentul în care ele au pornit, se conectează automat. O să le regăsesc aici. Ceea ce e super șmecher și nu mai am bătaie de cap. Faza e în felul următor. Ele ar fi trebuit să se conecteze la Wi-Fi, cum spuneam. Deci tu pornești acolo, o dai pe Wi-Fi și ar fi această aplicație în care ar trebui să le vezi. Dai Next, Next, ele sunt pornite. Ăsta beculețul luminează alb-roșu, cum spune aici în aplicație, dai Next, Searching și nu o să le găsesc. Am zis că le-a găsit. Nu mă vine să cred că le-a găsit. Deci vă jur, astea sunt legile lui Murphy.
Tipul de la Avestore, care mi-a zis, băi, încearcă-le pe astea că sunt super șmecheri, mi-a zis chestia asta. Închide, deschide aplicația, închide-le pe ele, resetează-le, alea. Și eu am făcut chestia asta de foarte, foarte, foarte multe ori, credeți-mă, jur pe ce mai spun. Dar nu a mers. Iar acum, când am dat drumul la filmare, legile lui Murphy au intrat în acțiune și merg să se conecteze. Deci jur, mi se pare atât de amuzantă chestia asta. Băi, de acum înainte, când nu îmi funcționează ceva acasă, asta o să fac. O să dau drumul la cameră și o să zic că hai să fac chestia asta de rușine. Și va merge. Singura bubă pe care o aveau și care mă enerva s-a rezolvat. Da, super, ok. Singura chestie care poate să zicem că mă zgăriți în păcare e asta. Atunci când le închizi, scot sunetul ăsta. Partea bună e că sunetul ăsta nu rulează la volumul la care tu ai ascultat muzică. Pentru că, să zicem, dacă am ascultat bubuială, am ascultat muzică la volum maxim, la un volum ridicat, când le închizi, nu o să se audă sunetul ăsta la bubuială, ci o să se audă încet și finuț. Acum le-am deschis și s-au conectat. Și aia e. Adică atât de ușor e pentru că se conectează prin cablu. Partea interesantă e că ele se conectează printr un cablu ca ăsta. Este un cablu de ăla pe care îl folosești la imprimantă. Cu mufă de asta așa. Nu știu dacă se vede. Vedeți? Și prin USB normal. USB 3.0, cred că se numește. Eu am toată chestia asta conectată prin monitor, printr-un singur cablu. Iese din laptop un singur cablu și în spatele monitorului am toate chestiile. Ia fiți atenți aici. Uitați-vă ce e aici. E housing, hardware extern, webcam-ul, tot. Toate sunt conectate cu ajutorul acestor monitoare, care sunt conectate între ele și tot printr un singur cablu ajung în laptop. Da. Al doilea cablu pe care îl vedeți aici e de la acest hub pentru SD card și alte chestii. Ok, acum, audio engine. Faza e în felul următor. Pe ele le conectezi prin Bluetooth, pur și simplu ți apare aici și ai dat connect. Printr-un simplu click se conectează. Ia. Și atunci când se conectează, nu scot sunetul ăla enervant. Asta e un lucru foarte bun. Acum dacă te duci la sunet, îți vor apărea ambele aici. Deci vreau să mă duc pe ăsta. L-am selectat. Hai să vedem cum se aude muzica la acest audio engine. Și această rotiță. Și acum hai să dăm un play la aceste chefuri. Acum nu știu cât de bine captează microfonul toată situația de aici, însă aici la fața locului situația stă în felul următor. Chefurile astea se aud divin. Umplu încăperea. E fix ce nevoie, la nivel de bază, de tot. Eu folosesc setup-ul ăsta fără un subwoofer. Iar ele își fac treaba de minune, că basul se simte înalt, pe jos, se aude perfect totul, vă rog să mă credeți. În schimb, astea, audio engine astea, mi se pare că le lipsește ceva, mi se pare că se aud așa, uneori, ai senzația că parcă vine cineva și le pune masca așa la bot. Nu auzi prea bine ce zic. Dar din punct de vedere al prețului, astea sunt în avantaj pentru că sunt mai ieftine, mult mai ieftine, de
3 ori mai ieftine. Iar calitatea sunetului nu este atât de mare, adică diferența nu e atât de mare, dar este acolo totuși. Și mai e o chestie din punct de vedere al conectivității. În momentul în care eu am deschis laptopul, pe astea trebuie doar să le pornesc, că am apăsat odată aici. Și gata, s-au conectat. În schimb, audio engine-urile trebuie să mă duc de fiecare dată aici la zona de Bluetooth și să le conectez. Ceea ce nu e un stres, că până la urmă tot un click dai și aici, numai că aici îl dai în viața reală, iar aici trebuie să-l dai în calculator. Asta ar fi singura chestie, dar e o chestie super, super minoră. Marea diferență o face calitatea sunetului. Acum, întrebarea mea rămâne aici, în vlog, pentru voi. Și chiar sunt curios ce îmi spuneți. Sper că s-a auzit cât de cât bine și să faceți o diferențiere din punct de vedere al sunetului. Dacă nu, singura chestie pe care mizez ar fi cunoștințele voastre, că poate v-ați mai întâlnit cu cele două tipuri de boxe. Voi să-mi scrieți în comentarii mai departe, eu vi le-am prezentat, v-am arătat care e combinația. În încheiere ar mai fi o chestie care ține de dimensiuni și de aspect. Ăsta nu l-am, zona asta n-am aprofundat-o zeg așa. Cheforile astea, vedeți și voi, arată parcă tocmai le-a furat cineva dintr-o navă extraterestră. Sunt mai mari așa, este combinația asta cu negru pian așa lucios. Iar astea arată niște boxe clasice, audio engine-urile, sunt niște boxe pe care le-ai tot văzut. În schimb, astea sunt mai frumoase, clar, și mai mari. Soția, tot ziceai tu aseară în clip că nu o să apară în vlogul de astăzi. Ia zi, care dintre ele îți plac mai mult? Cum arată? Cum arată și cum le-ai tot ascultat, că ai ascultat și tu la ele. Deci, astea îmi plac mai mult cum arată, astea mari, nu știu ce model sunt, arată mai fain, dar nu-mi place că sunt foarte mari. Ok. De auzit, se aude mai bine la astea mari, clar. Deci, nu știu care e diferența între ele, nu știu care costă mai mult, care costă mai puțin. Nu știe. Da, am zis, știi că e foarte bine, ăsta e sfat pentru băieții care sunt într-o relație, care sunt căsătoriți. Întotdeauna e bine să te consulți și cu soția. Că după aia dacă aude cât când costă, cât să fie, cum? Și zic, dar ți-ai zis că nu ai zis tu că îți plac mai mult? A, deci să înțeleg că astea mari sunt mai scumpe. De pe 3 ori. Aoleu. Da. O mențiune pe care n-am făcut-o în clip e că eu le plătesc și după ce le testez, le dau înapoi, adică ce iau de la Vestor, nu mă rămân mie sau ceva, iar ce o să iau, ce o să aleg, o să plătesc, ca să fiți liniștiți. Ai zis asta ca să fiu sigur că nu mă înjurul meu sau ceva gen. Știți cum e pe internet. Eu am fost sincer, acum decizia e la tine, ți-am zis, din punct de vedere și la comunitate, sunt curios ce zic oamenii în comentarii. Acesta a fost daily vlog-ul de astăzi, Crăciun foarte fericit, sper că vi s-a părut interesant, link către ambele modele în descriere, dacă sunteți interesați. Pa, ne vedem mâine!